Bună dimineața din apartamentul nostru din Vlore. Ieri am avut o zi extraordinară, ne-am bălăcit, am fost la plajă, am mâncat bine, ne-am plimbat prin oraș. Astăzi este puțin înnorat, dar nu vom ceda. Avem mașina închiriată, mașina este jos. Acolo este mașina noastră, prin acel copac, protejată și vom vedea ce vom face astăzi. Cu siguranță vom merge să vizităm vreun orășel frumos, mâncăm ceva de dimineață, masterchefii sunt la bucătărie și pe urmă vom pleca în explorare. Am ieșit puțin afară, eu și cu Bogdan. Bogdan este înăuntru să se tundă. Cred că o să necesit și eu, dar eu am frizerița mea. Ne ajungem înapoi la cazare, să ne pregătim să ieșim în oraș. Probabil o voi pune pe Flori să mă tundă și pe mine, pentru că este foarte, foarte cald aici în Vlore. O zi de marți obișnuită, aglomerație. Oamenii sunt pe străzi. Zici că este weekend la noi, la Mamaia. O să vă spun de îndată ce termină Bobby de tuns și cât este tunsul aici în Albania, cât costă. How much? 700. Asta înseamnă 7 euro, nu? Uh-huh. 35 de lei tuns. Da, e ok. Merge. Am mers 85 de kilometri, o oră și 40 de minute am făcut din Vlore până în minunatul orășel Berat. Suntem în centrul Albaniei de sud, un orășel foarte, foarte frumos. Aproximativ 50.000 de locuitori are acest orășel. A fost denumit orășelul ferestrelor. Nu știm foarte multe despre el, dar l-am găsit pe recomandările din Albania și iată-ne aici. Ce-i drept, e un pic mohorât, cam plouă, dar sper să se oprească. Am venit să ne relaxăm, să mâncăm ceva bun. Copiii s-au odihnit, pregătiți de alergare. Iar acesta este podul Gorița. Ce au fost odată? Acest oraș este foarte vechi și păstrează străzile de pe vremea când erau sub cucerire musulmană și se numește orașul celor 1000 de ferestre. Diviți și voi câte ferestre, deci sunt ziduri cu 7-8 ferestre, pentru că așa se construiau la momentul respectiv. După cum vedeți, și drumurile sunt cu pavajul original și acolo este și castelul din Berat și podul ăsta cred că se numește podul Gorița, la da. Fel de vechi ca și orașul. E foarte bine că mi-e cald, să știți. Ne plimbăm foarte lejer pentru că nici nu mai plouă. Thank you.
Uite, am găsit un restaurant tradițional, Tradita Beratit. Că se mănâncă foarte, foarte bine. Hai să vedem. Am uitat cum se numește și am ieșit până afară. Tradita e Beratit. Este un local specific de aici, din Berat, unde se mănâncă doar mâncare tradițională și nu au meniu. Este foarte important. Au un fel de mix de mâncare de aici, locală, și costă 15 euro de persoană. Și o să vă arătăm și vouă cum se prezintă când ne aduce porțiile de mâncare. Ia să vedem ce ne-a adus aici. O salată de roșii cu brânză, castraveți și astea sunt niște brânzeturi locale. You can share and explain what I brought you now. Sure. First one, homemade bread, olives, white cheese, hard cheese, white butter. Over there we cut the salad with fresh beans. Just for start. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Minunat am mâncat, minunat am mâncat. Din păcate trebuie să ne retragem pentru că astăzi este o zi ploioasă, a plouat toată ziua și nu mai putem vizita acest minunat oraș Berat. Dar ne-am făcut o idee foarte frumoasă de cum arată. De unde? Bye bye Berat. Bye bye Berat.